Suntem ceea ce mâncăm. Alimentele consumate influențează sănătatea noastră, ne cresc sau ne scad greutatea corporală, ne ajută sau ne distrug. Iată care sunt alimentele care ne fac mai mult rău decât bine. Conform DC News, ani de zile untul era considerat un dușman, dar cercetătorii ne spun că margarina este un pericol de care trebuie să fim conștienți. Un număr de studii au asociat acest aliment cu un risc crescut de boli de inimă și de cancer. O serie de studii au verificat legătura dintre carnea prelucrată și cancer, acestea având rate deosebit de mari de cancer colorectal. De asemenea, una dintre cele mai frecvent consumate gustări, chipsurile de cartofi, nu sunt deloc sănătoase, cu un conținut extrem de ridicat în grăsimi, sare și calorii. Chipsurile pot duce la o creștere semnificativă a greutății atunci când sunt consumate în mod regulat. De la iaurt la lapte, alimentele fără grăsimi se găsesc în tot felul de combinații și sortimente. Comercializat ca alternativă sănătoasă, conținutul de grăsime este, în general, înlocuit cu zahăr, îndulcitori artificiali sau sirop de porumb cu fructoză ridicată. Amintiți-vă mereu că nu grăsimea este inamicul. Cine nu iubește cartofii prăjiți? Sunt absolut delicioși, însă există o problemă. Sunt îngrozitori pentru sănătate. Atunci când consumați o mică porție de cartofi din lanțurile principale de fast food, consumați între 200 și 340 de calorii, relatează DC News.